primul strat, care constă în aproximativ 60 de centimetri de umplutură, a venit, mi-a dus un camion de vreo 15 metri cubi, cu rezultatul excavările unui drum, adică e bolovan, e asfalt sfărmat, e pământ, e nisip, pietriș și alte cele. După cum vedeți, am lăsat vreo 10 cm, cel puțin, pentru al doilea strat, piatră concasată, spartă 032, care la fel am compactat-o cu maiul compactor. Pregătim pentru placă. Avem polistiren extrudat, aici o să fie o cabană. Nu știu dacă omul își mai toarnă șape sau pune direct dușumea. De aceea am convenit la ideea de a pune polistiren extrudat la șapă, la placă. Am concasat iertătă zoaz rupt și la mâini cu porcăria aia care ați putut-o vedea în clipurile anterioare sau în secvența anterioară mai degrabă. Acum mai am de aranjat un pic canalizările și să ne apucăm să punem polistirenul extrudat. Apoi facem un cofraj perimetral și armătura. Avem fundație bună aici. Săpat-o cu excavatorul, asta n-am mai filmat procesul. După ce am tras balizele, am însemnat, hovind cu excavatorul, mi-o săpat. Apoi am turnat cu cifa, 7 metri cubi a fost. Mi-a ajuns la mustață, că terenul e un pic și inclinat aici, am ieșit la suprafață vreo 5 cm aproximativ și pe spate suntem în interior vreo 5, în fine. Apoi am conectat armătura, am clădit bolțarii, foarte important, trasajul să fie unghiuri de 90 de grade, să nu ai ulterior bătăi de cap cu alte chestii. Aici se vede cum a fost mai înalt. Am cofrat aproximativ, că n-am știut nivelul, până ce nu vin cifa din turnat tot, apoi am luat nivelul, făcut un pic de cofraj exterior. A fost numai pe partea asta, pe colțul ăsta care a fost cel mai jos. Acum, după cum vedeți, am nivelat spărtura de piatră, ca să nu avem denivelări la polistiren. Un pic tras cu dreptarul. Apoi așezăm polistirenul și punem armătura. Avem pregătit de beton. Urmează să vină betonera. E important să avem spațiu. Fac legătura cât de cât la plasă. Acolo suplimentăm cu niște armătură pentru un pic de horn și lăsăm să fie beton mai mult. N-am pus polistiren că n-are rost. În rest,
canalizările, s-a stupate conductele. Aici o să mai bag ceva eventual să nu intre păsări, animale și alte treburi. După ce turnăm. Acolo e nivelul, laserul. Avem ceva scule pentru tras. Și bineînțeles pilonii. 60x60x80, aproximativ 82-85, mai mult de 80 oricum. Și baza e, talpa e melată. Aici o să fie o terasă de 2 m x 5. Și aici pe lateral o să fie o veranda. Târnați, cum zic bătrânii. Și la fațadă scările, da, ulterior. Cam asta e treaba. Dacă am început, am și gătat. Oh, ce se întâmplă? Numai că n-am terminat pe Z. Adică așa se vede fără bliț. Vin betonul la 5,5. Acum e 7. Dar nu ne-a mișcat rău. Toate fondațiile cu zineți la terasă și la verandă sturnați. Wow! Așa, nu știu ce s-a văzut până acum. Astea sturnați, turnate, placa. Eu zic că e ok.